ziua, sunt Nick Ion. Am văzut anunțul din ziar și am venit la un interviu pentru postul de contabil în relație cu clienții. Bună ziua, bine ați venit. Spuneți-mi, vă rog, ceva despre dumneavoastră. Ce experiență aveți? Sunt proaspăt absolvent, însă îndeplinesc toate condițiile postului. Îmi pare rău, dar nu angajăm proaspăt absolvenți. Viața din Anglia nu se compară cu cea din România. A fost greu la început, în primii 5 ani, dar după aia merită tot efortul. Ar trebui să vii și tu aici cu mine. Probabil, e o idee bună. Și așa, aici nu-mi găsesc nimic de lucru. Hello, my name is Johnny. I finished the Academy of Economical Studies for Romania, and I would like to work in a company. Unfortunately, we do not hire Romanians. Yes, sir. Hello, my name is Johnny, and I'm looking for a job. I would appreciate if you hire me. Oh, hello, John. Where are you from? I'm from Romania. We don't hire Romanians. I'm really sorry. But I really need this job. Well, if you really need a job, we have a position as an archivist. The salary is 1,000 pounds. Okay, if that's the only position available, I'll take it. Hello? Patrick? Oh, I need to tell you something. I can't believe I've been so wrong about Romanians this whole time. You know that guy I hired last year? Since then he's been working so hard as an archivist. He's been doing all that he could. And I think I need to do something about it. I'm feeling really bad. I think I'm going to promote him to a financial manager. Eu am o fie de discriminare, dar am un viziu. Poate alții nu au aceeași putere. Spune-mi o discriminare și fii și tu parte la diversitate.